Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Da. Și îți mulțumesc că ai spus da invitației mele, Nicole. Iar prima întrebare este: pe cine admir cel mai mult și de ce? Pe cine admir cel mai mult și de ce? Chiar mă gândeam la asta astăzi și mi-am dat seama că am foarte mulți mentori și am avut foarte mulți mentori pe care i-am apreciat și pe care îi apreciez în continuare și de la care m-am inspirat. Însă n-am un guru, să zic așa, pe care îl admir în mod special în momentul ăsta. Am zis, sunt foarte mulți. Ce fac în schimb acum e să mă uit cu mai multă recunoștință și curiozitate către mine și înspre mine. Ok. Eu sunt cel pe care încep să-l admir din ce în ce mai mult în ultima vreme. Ce tare! Deci cumva un self-exploring. Da. Bine. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv? Sunt de multă vreme într-o continuă dezvoltare și experimentare a cine sunt și a ce vreau să creez și cum vreau să mă exprim în lume. Și sunt foarte, foarte multe lucruri care se schimbă la mine de la o zi la alta. Și ce aș putea să-ți punctez aici, poate, nu știu, că m-am lăsat de fumat anul trecut și că m-am apucat de sport. Felicitări! Da, asta e o chestie notabilă. Dar în rest sunt schimbări care se întâmplă, așa cum ziceam, de zi cu zi. Și care, practic, îmi dau voie să fiu mai mult din ceea ce sunt deja și să călătoresc cu ușurință. Mhm. Ok. Da. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Să fie el însuși sau ea însuși. Să fie adevărat sine însuși, ție însuși. Mm-hmm. Să fie autentici. Mm-hmm. Da. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Iuta e una dintre cele mai vizibile în care am pus foarte, foarte multă pasiune și foarte multă dedicare și mă bucur că am ajuns aici într-un timp destul de scurt. Cred că a doua investiție foarte importantă a fost pe care am ales să o fac și pe care aleg să o fac în continuare e în mine. În lucrurile care mă aduc bucurie și care mă fac să merg mai departe. Da. Acestea ar fi. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Multă lume, când am lansat Iuta, de fapt dinainte să lansez Iuta, eu m-am dat demisia dintr-o multinațională în care lucram de vreo mulți ani, vreo 7 așa, am fost inginer în telecomunicații, am terminat și facultatea de cibernetică, deci nu aveam absolut nicio treabă cu partea de design sau antreprenoriat. Și când am luat-o pe drumul ăsta, toată lumea, inclusiv, mă rog, majoritatea, inclusiv cei apropiați, au considerat că am luat o raznă. Pentru că era complet alt domeniu, era, o luam de la zero
absolut nimic. Da. Și toți se uitau mirați la mine. Păi, nu înțelegem ce s-a întâmplat cu tine, de ce deodată ai schimbat tot și nu știu cum o să te descurci, pentru că tu vrei să creezi un brand, ce e la brand, vrei să creezi genți, de unde genți? A fost așa, ok. Și a fost o perioadă în care, într-adevăr, a fost nevoie să învăț foarte, foarte multe lucruri. Și m-am dedicat învățării și educării mele. Da, e un lucru pe care lumea l-a început la crezut. Unii, de fapt, au fost vreo 2-3 oameni care au crezut în visul meu și care au zis, băi, da, e foarte tare ce vrei tu să faci. Dar restul, lumea zicea că nu o să meargă sau... Chiar mă întreba cineva la un moment dat, într-un interviu, eram probabil un an jumate după ce lansesem brandul și mă întreba să zice, mă, te-ai gândit vreodată că nu o să meargă? Și zic, oh, nu m-am gândit niciodată că nu o să meargă. Deci eu am plecat din start, domnule, nu are cum să nu meargă, pentru că am simțit că mi-a adus atâta bucurie în momentul în care am început să-l creez, încât era clar că era ceva inspirat. Te hrănea. Da. Ce ai Și pun? practic, Te rog. ce aș vrea să zic aici e că nebunesc pentru cineva poate fi ceva care pentru tine nu pare în felul ăsta. Adică nu te gândești că poate fi nebunesc pentru altul, știi? Inclusiv faptul că nu știi ce te așteaptă în față și că ai curajul să pășești înspre ceva despre care nu știi nimic dinainte. Și odată ce faci asta, lucrurile, oamenii, resursele, oportunitățile încep să-ți apară și te gândești, fac, de unde astea? Da. Se întâmplă lucruri. Da, se întâmplă lucruri când ai încredere Se poate. că viața te poartă. Da. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Bucurie. Bucurie. Îmi place cuvântul ăsta, bucurie. Da. Chiar am o prietenă care atunci când îmi scrie așa mă apelează. Bucurie, ce faci? Ce faci, bucurie? Da, Frumos, bucurie aș spune. frumos. Ce faci când nu ești focusată sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Orice altceva decât ce mă defocusează. De ce ar trebui să fiu focusată? Da, orice altceva ce m-ar putea defocusa complet, astfel încât să uit că trebuie să fiu focusată și să iau de la capăt. Nu știu, să dorm, să ies în parc, să sun un prieten, să... Orice altceva decât ceea ce nu merge. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? Deja asta. Da, cred că fac deja asta. Chiar, da, o fac cu bucurie și ceea ce fac e clar pentru mine un rezultat al bucuriei pe care am urmat-o. Și inclusiv există un hashtag pe care îl folosim pe sociale și care a pornit de fapt de la clientele Utah, Joy of Wearing Utah. Și da, ceea ce crezi aduce foarte multă bucurie. Și așa că asta e. E Asta e. moneda națională. Da. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Cred că o carte pe care și la care mă gândesc de multă vreme și pe care urmează să o scriu. Ah,
Sună bine. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Am avut și am în continuare o grămadă de frici. Te cred, Nu se te cred. termină niciodată. Da. La început, frica de eșec, frica de succes, iarăși e o frică foarte mare care poate să te oprească și eu m-am luptat o perioadă cu asta și mi-am dat seama că, de fapt, nu are sens. Ce alte frici mai am? Frica de a fi vizibilă, frica de înălțime, iar și am constatat că o am. Dar ceea ce am învățat eu e că frica e doar o mare iluzie și că nu există, e o invenție a minții noastre. Și cu cât reușesc să mă împrietenesc și să fac pace cu fricile pe care le am, cu atât am mai multă ușurință și libertate. Deci e un proces nu neapărat de a te lupta cu frica, ci de a o trăi așa cum e, a face în continuare lucrurile, chiar dacă există, ci în spate să știi că e doar o invenție care nu are nicio putere asupra ta. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Perseverența este unul dintre autorurile mele și punctele forte și curajul. Și curajul. Da. Da. Iar eșecuri, bine, nu le consider neapărat eșecuri că sună așa grav, dar nu e, că înveți din toate și de fapt toate sunt experiențe, dar cred că atunci când nu mi-am ascultat intuiția, îmi dă seama că asta m-a dus cumva să iau niște decizii greșite. M-a făcut să iau niște decizii Da, greșite. da. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Aș lua de la capăt. Cu același entuziasm. Și zic asta pentru că i-am realizat că atunci când o ușă ți se închide sau când ceva se termină, e doar ca altceva mai mare să aibă spațiu să apară. Nice. Da, adică se face loc pentru altceva mereu când se Se încheie un face. capitol. Se face. Da. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Să se relaxeze. Să fie mai relaxată. Să fie mai relaxată, că toate lucrurile se așează de la sine la un moment dat. Dar au fost perioade în care am fost super stresată și încordată. Da, cred că face parte din proces și asta. Probabil. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Păi, cred că se ceară, Să ceară. și să pună întrebările potrivite. Da. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Succes. Păi, succesul e uneori perceput și definit superficial, zic eu, după niște aparențe. Succesul ca pe un proces de autorealizare pe care la care ajungem toți
dacă vrem, bineînțeles. La cine mă gândesc când mă gândesc la succes? Nu-mi vine nimeni în cap acum, cu toate că sunt foarte mulți oameni, ți-am zis, pe care îi admir. Da. Ok, nu e un nume anume. Ok. Ultima întrebare, Nicole. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? Da, e interesant că mă întreb asta. Pentru că în ultima vreme sunt un semn de întrebare a orice. Și mi-am dat seama că întrebarea aduce mereu awareness și deschide spații. Și o întrebare pe care oamenii nu mă pun niciodată și aș vrea să mă întrebe, cred că ce contribuție pot fi pentru tine astăzi? Aceasta ar fi. Bine, Nicol, eu îți mulțumesc. E gata. Mulțumesc și eu și mă bucur că fac parte din proiectul tău. Mult succes! Îți mulțumesc!